Hei, după mult, mult, mult timp, am revenit cu o nouă parte din seria Citesc poveștile voastre. Și ca să-mi structurez clipurile, am zis să narez poveștile primite de la voi în funcție de aplicație or site. Am început acum cu Instagram, urmează pe viitor să narez și din cele primite pe Facebook sau YouTube. Să trecem la treabă. Bună, aș vrea să spun și eu o întâmplare mai veche, dar care este puțin ciudată și horror în același timp. Acum patru ani eram la bunici în Timișoara. După moartea bunicului meu, bunica a rămas în una din casele pe care acesta i le-a lăsat în posesie. Era o casă relativ modernă, cu pereți albi și uși noi. Am locuit acolo împreună cu bunica mea timp de două săptămâni. Țin și acum minte una din nopțile petrecute acolo. Eu și bunica aveam camere separate pe același hol. Camera mea nu era luminată de nimic, doar de lumina lunii. Atmosfera era mereu sumbră și ciudată, dar acest aspect nu a contat niciodată așa tare pentru mine, până când într-o noapte un sunet a inundat toată încăperea. Parcă era un țipă de bărbat. La momentul acela credeam că era doar un vis, însă într-un colț din cameră am văzut doi ochi mari și roșii care mă priveau fix. M-am ridicat încet, dar fiind întuneric am căzut pe podeaua rece. Ochii roșii erau acum în celălalt colț al camerei. M-am tărât pe jos până la ușa, dar ochii roșii mă priveau insistent și parcă erau din ce în ce mai aproape. Dintr-o dată s-a aprins lumina și un prag să te apunica. Uitându-se ciudat la mine. Ce faci? m-a întrebat nedumerită. Am văzut doi ochi acolo. Bunica, auzind aceste lucruri, s-a albit la față și mi-a zis cu o groază în glas: Aici a murit bunicul tău. Vino la mine în cameră și te rog, stinge lumina și închide ușa. De atunci n-am mai intrat în acea cameră și m-am întrebat mereu ce se putea întâmpla dacă bunica nu venea. Cred că aveam în jur de 8 ani. stăteam în cameră cu tatăl meu și ne uitam la televizor. Liniștea serii a dispărut când au început niște halucinații. Chiar dacă păreau banale, eu credeam că fac parte din realitate. Auzeam multe persoane vorbind și nu era vorba de sunetele produse de televizor. Nu înțelegeam ce-și spun, dar ironic. Prințese-mi ideea de bază. Era vorba de venirea cuiva care le provoca frică. Îmi amintesc cu o mamă și fiul acestea îi percepeam ca pe niște personaje dintr-o emisiune pentru copii. Au intrat în cameră speriați, iar el a spus cu un glas tremurând: Vine, de ce nu plecați? Mi s-a făcut pielea de grăină la cuvintele acelea. Mă gândeam cum de pot fi reale toate acestea. Cei pe care nu-i vedeam au continuat să vorbească tot mai panicați, parcă încercând să pună presiune pe mine să plec. Încercarea băiatului de a mă consola nu mă liniștise deloc. Figurile necunoscute încă se agitau în jurul meu. Nu știu cum s-au încheiat toate astea și nici din ce cauza au început. Mi-a rămas adânc întipărită în memoria această întâmplare. Mă bucur că n-am mai avut parte de astfel de lucruri până în prezent. Aș crede că aveam prea multă imaginație pe care nu reușeam să o consum în timpul zilei. Dar chiar și așa, aș fi vrut să știu cine era cel care provocase atâta frică prin simpla lui venire. Când eram mai mic, am fost lăsat în grija unei bătrâne care stătea la etajul 4 al blocului, pentru că părinții erau la muncă și deasupra apartamentului ei era podul. Sătem și mă uitam la TV și dintr-o dată am auzit niște pași apăsați, asurzitori, de zici că era un lup acolo sus în pod. Și nici până în ziua de azi nu știu ce a fost chestia aia. Am mai multe întâmplări de genul cu creaturi, fantome, voci. Sincer îți spun, la viața mea am văzut multe și auzit și mai multe chestii ciudate, paranormale, Chiar și curtea mea de afară este bânduită de vreun an doi. Tot aud bocănituri în geam, pași venind de nicăieri, bocănituri în ușă, câinele vecinei latră aiurea pe la ora 3-4 dimineața când e afară în curte. Aș vrea să-ți spun o experiență oribilă pe care am trăit-o. Eram la bunici. Era o zi călduroasă de vară. Era așa de cald încât îți venea să te arunci într-o baltă. Eu cu prietenii mei eram afară. Când unul din ei a spus: Haideți în pădure, ne plimbam și admiram cântecele naturii. Când am observat o umbră neagră, însă, în gândul meu am spus că poate doar mi se părea. Așa că mi-am continuat drumul. La un moment dat, unul din prieteni a spus că a văzut o umbră. Noi am zis că nu era nimic acolo, însă el a zis că a văzut o umbră neagră. Le-am spus că am văzut și eu aceeași umbră. Iar apoi am auzit un foșnet venind dintr-un tufiș. Am presupus că era un iepure, dar la un moment dat o creatură cu ghiere uia și a ieșit de acolo. Avea cam un metru înălțime. Am luat-o la fugă și am scăpat. Se spune că această creatură atacă copiii. Sunt sigur că nu voi mai intra niciodată în acea pădure. Când eram mică, prin clasa a treia, aveam un coleg cu vreo mai mare ca mine. Avem această pasiune pentru povești și filme horror. Îmi amintesc că îl rugam pe acest băiat să-mi spună poveștile din cartierul său. Săteam în pauze și l-ascultam. Mi-a spus povestea miresei de pe câmp. O fată avea un iubit nu foarte loial și dubios. Urma să se căsătorească cu el. În noaptea nunții, când ea a intrat în apartamentul lor, l-a văzut cu prietena ei, așa că a luat un cuțit și i-a tăiat gâtul fetei. Am uitat să menționez că în spatele blocului în care stăteau era un câmp și pe câmp acolo era o groapă mare cu nămol. Mireasa s-a dus cu capul fetei și s-a aruncat în acea groapă. Bărbatul speriat a luat mașina și a fugit. A făcut accident și a ajuns în scaun cu rotile. Colegul meu mi-a povestit că în unele nopți se plimbă pe câmp și cântă cu capul fetei. Bărbatul era vecinul colegului meu. S-a întâmplat când eram foarte mică. Aveam în jur de 5-6 ani. Era noapte și încercam să adorm la loc. Mi-am dus privirea către geam și am văzut un soi de lumină verde ciudată. M-am speriat, așa că mi-am mutat privirea către tavan. Acolo erau trei persoane. Două din ele erau un alb transparent și mai evident. Iar a treia era și acolo. O simțeam, dar nu o vedeam prea bine. Se învârteau în fața ochilor mei, după ceva timp, una din ele a zâmbit și apoi nu știu ce s-a întâmplat. Ți minte că voiam câteva zile după aceea să le revăd. Nu am spus nimănui atunci ce s-a întâmplat. Simțeam că nu trebuia să o fac. Când mi-am reamintit ce am văzut, i-am povestit prietenii mele ce s-a întâmplat, exceptând aspectul camerei și poziția în care mă aflam în noaptea în care mi s-a întâmplat asta. Ea mi-a spus că cu o seară în urmă visase același lucru, fix această amintirea mea, am crezut inițial că glumește. Mi-a spus totuși exact în ce poziție se afla și cum arăta camera. Mi-a zis că ea nu a văzut trei persoane, ci doi îngeri și un demon. Nu înțeleg cum e posibil ca ea să fi visat același lucru când mi s-a întâmplat, nu eram prietene. Nu o cunoșteam și pe deasupra nu spusesem nimic nimănui. Mă numesc Patricia, am 17 ani aproape. Trăiesc în Italia de când aveam patru ani, așa că îmi cer scuze pentru eventualele greșeli, dar n-am făcut școală în România. Există Dumnezeu și toate felurile de demoni și fandome. Într-adevăr, cred mai mult în creaturile demonice decât în Dumnezeu. Aș putea să stau ore întregi ca să-ți spun toate cele întâmplate, de la cele mai mici la cele mai semnificative care m-au marcat mult. Dar am să-ți povestesc ce mi s-a întâmplat de la vârsta de șase ani încoace. Am văzut fantome umbre, vorbeam cu ele de fapt, mai în special când eram mic, aveam prințul meu imaginar care nu arăta deloc ca un prinț. Dar asta este. Altă poveste. Mi se întâmplau lucruri ciudate, ca și cum erau obiecte mutate, auzeam sunete de parcă se spărgeau lucruri, când de fapt nu se întâmplă asta. Și mi se întâmplă câteodată să fiu atinsă, pe umăr în mod special, ca și cum mă poate cineva cu degetul. Se întâmplă ciudățenii cu aparatele electronice. Uneori se stinge telefonul, cu toate că nu are probleme. Mi se întâmplă asta și cu calculatorul și tableta. Ori se sting și aprind lumini. Tot felul de lucruri ciudate. Îi povestesc tot timpul mamei, dar rar mă crede. Acum, este un lucru care mă înspăimântă foarte tare și care este relativ recent. Mi s-a întâmplat chiar și noaptea trecută. Adorm foarte greu, dar iubesc să dorm așa că am un somn foarte adânc. Oricum, adorm în general în jur de ora unu sau două, ori nu dorm deloc. Este și de spus că dorm cu burta în jos, așa că fața mea este mai tot timpul scufundată în pernă. Și coșmarul meu începe tot timpul cu un vis lucid normal, în care pot zbura. Până aici totul este super fain. Problema începe când îmi pierd controlul și cad în patul meu. Vin împinsă în el și pot să-mi simt corpul și spațiul care mă înconjoară. De fapt, aud cum cineva șoptește ceva sau sunete stranii dar nu sunt rază și nici adormită. Este ca un fel de paralizie, în faza asta încerc să mă trezesc, încerc să țip, mă arunc în vis de la balcon și fac chestii care știu că în mod normal te fac să te trezești. Știu cum să-mi dau seama că este un vis, prin vari metode, dar crede-mă că în visul ăsta e greu să-mi dau seama. Pot să văd, dar nu prea multe, având fața scufundată în perne. Des văd umbre și obiecte mișcându-se, dar nu înțeleg ce se întâmplă în jurul meu. Partea cea mai rea nu sunt umbrele pe care le văd, ci cele pe care nu le văd. Alea care mă prind de picioare și mă trag în sus și spre picioarele patului, ca și cum o creatură foarte înaltă mă trage de picioare în sus spre ea. Se aud bătăi în geamul de la balcon, în oglindă și de sub pat. Sunt asurzitoare și îmi dau dureri de cap. Sunt bătăi puternice și fără un ritm anume. Vin de peste tot. Îți jur că nu dorm deloc în faza asta. Sunt cât se poate de trează și tot încerc să țip, să-i atrag atenția mamei care sforie așa de tare că nu au de nimic. Dar nu pot pentru că sunt încă paralizată. Creatura asta este cea care dă comanda acestor bătăi. Scoate niște sunete din gât de parcă are ceva înțepenit acolo. Cu trecerea timpului lucrurile se înrăutățesc. Așa că este vital să mă trezesc, să reușesc să țip. Oase și unghii ascuțite ies de sub patul meu și încep să mă prinde de mâini ca să mă tragă și ele. Des chiar le văd cum mă strâng de membre se termină brusc când în sfârșit reușesc să țip, să-mi aud vocea, este cel mai frumos lucru de pe planeta asta, la fel și momentul în care pot să mă mișc, atunci îmi trag pătura pe mine. Nu știu ce s-ar întâmpla dacă nu aș reușit să mă trezesc și nici nu vreau să aflu. Dacă crezi că este doar un vis și este doar imaginația mea, te invidiez. Dar patru mutat cu 15 cm de la perete, scrieturile, vânătăile, pașii rapiți de sub pat până la dulapuri, scaunul deplasat, Mă fac să cred că totul este prea real. De obicei visez lucruri de genul ăsta de două, trei ori pe lună și mă trezesc tot timpul. Nu cred că este ceva legat de casă, mai degrabă este ceva legat de mine, pentru că m-am mutat acum câțiva ani. Și în vechea casă se întâmplau lucruri ciudate, mi se întâmplă de fapt și prin oraș când sunt cu prietenii. Nu știu ce este creatura aia și nici nu știu ce vrea de la mine. Nu știu cum să fac să dispară toate lucrurile astea stranii care mi se întâmplă. Eu vreau doar să dorm noaptea. Deci era aprilie. Eram prin clasa a șaptea. Afară era cald, eram bine dispus, necrezând că avea să mi se întâmple ceva. Eram în casa părinților cu un prieten. Mă pregăteam să merg la școală. Ascultam muzică, totul era bine. Eu tot timpul am crezut în lucruri paranormale. Eram fascinat de păduri, locuri părăsite și cimitire. Dar nu am crezut vreodată că lucrurile astea mi se pot întâmpla mie vreodată. Mă pregăteam pentru școală, Prietenul meu era într-o cameră, iar eu în cealaltă. Mă aplicam să-mi iau hainele când m-am întors și am văzut un copil transparent. Era îmbrăcat în niște haine albe, mâinile erau negre, m-am speriat. A ieșit pe hol după ce m-am uitat câteva secunde la el. În colțul acela aveam o minge pe care o lăsam mereu în același loc, iar acum era desumflată. Nu avea cum să se desumfle, era aproape nouă. Am mers pe hol cu teamă. Nu voiam să mi se întâmple ceva, însă nu mai era acolo. Îmi era frică să povestesc cuiva, nu voiam să credă că sunt nebun. Evenimentele de bea atunci începuseră. Visam noaptea acel copil și acea minge spartă. Mă trezeam transpirat încercând să-mi dau seama ce se întâmpla. Mă trezeam cu dureri de picioare, în special la degete, dureri inexplicabile. Veneau din senin, nu mi era bine. Nu voiam să vorbesc cu nimeni despre asta. De când s-a întâmplat incidentul, mă simt tot timpul urmărit și mă uit mereu în spatele meu ca nu cumva să fie cineva acolo care vrea să-mi facă rău. Într-o dimineață mergeam spre școală și am văzut umbra copilului. am încremenit, m-am uitat în jur, nu era nimeni însă acolo. Copilul se oprea din mers când mă opream și eu. Părea trist și îl vedeam cu mingea spartă lângă el. După aceea mi am mutat privirea în față. Am încercat să evit acea umbră, cu toate că știam că nu a dispărut. După ceva vreme, tot într-o dimineață, mergeam iarăși spre școală. Cu frică cei drept. Eram iarăși singur când, dintr-o dată, am auzit o voce groasă la urechea mea care mi-a spus că copilul meu avea să fie bolnav. Am întrebat de ce, a zis, ai grijă de viitorul tău, copil, nu va fi bine deloc. Când am auzit asta, am început să plâng. Mi-era teamă că aveam să am un copil cu probleme. Am început să mă rog în fiecare seară, și evenimentele s-au mai oprit. Acesta a fost clipul de azi. Mulțumesc că vă rupeți din timp să-mi scrieți. Aștept în continuare povești de la voi. Că sunt adevărate sau nu, pe mine cel puțin mă bine dispun și distrează. Mulțumesc de vizionare, și dacă v-a plăcut, dați like și pentru munca pe care au depus-o cei care mi l au trimis. Pe data viitoare!